Sărbătoare palidă la Colegiul Ion Maiorescu. Ieri, liceul a împlinit 144 de ani de la înființare, iar elevii și profesorii au marcat aproape fără să se simtă acest eveniment. Dacă în anii precedenți elevii, cadrele didactice, dar și foștii absolvenți au sărbătorit cu mare fast la Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu, unde se organizau programe artistice, tombole și expoziții, ieri la liceu s-a organizat un simplu concurs pe teme istorice. Propriu-zis nu putem spune că am sărbătorit, am marcat evenimentul pentru că prea multe motive de sărbătoare n-avem. În schimb, există motive de supărare și de îngrijorare, pentru că modernizarea corpurilor C1 și C2 ale liceului a stagnat datorită contestării licitației prin care se încredința lucrarea. Suntem și noi la fel de supărați ca și autoritățile locale pentru faptul că licitația care trebuia să se facă a fost anulată, iar acum, având în vedere că suntem încă în așteptare, nu prea am avut ce sărbători. Am marcat această zi. Dincolo de sărbătoarea în sine, elevii și o parte din profesori au ținut să atragă atenția asupra îngrijorărilor, purtând ecusoane în piept sau pe mânecă. Am marcat ziua prin niște ecusoane și prin niște banderole pe care le purtăm în piept sau pe mână, pe care scrie Salvați Maiorescu. E o formă de a atrage atenția că procedurile de reluarea licitației trebuie grăbite. Dacă acum 2 ani la liceu a fost sărbătoare mare pentru că după o perioadă lungă de așteptare a fost inaugurat corpul C3 cu 6 săli de clasă renovate, de atunci nimic nu s-a mai întâmplat. Organizația Pro Colegiul Ion Maiorescu a întreprins numeroase demersuri, dar lucrările au rămas blocate. Purtați banderole cu Salvați Maiorescu. Cine ar trebui să salveze liceul? Liceul, mă rog, ar trebui salvat de toți factorii care sunt capabili să salveze acest liceu. Începând cu autoritățile locale care, într-adevăr, s-au implicat, dar care, pe urmă, n-au mai avut nicio putere, n-au avut cum să influențeze licitația și nici faptul că ea a fost anulată, și, probabil, factorii care răspund la nivel național. Una peste alta, elevii colegiului învață tot în vechile clase, pentru că prea puțin știu ce este de făcut, unora nu le mai rămâne decât să spere. Eu sper că în momentul în care vom sărbători 145 de ani, chiar să se realizeze ceva și să putem într-adevăr să ne bucurăm și noi și să mai fie fastul care a fost acum 2 ani când s-au dat în folosință cele 6 săli de clasă cu sprijinul Asociației Pro Maiorescu. Deocamdată la modernizarea Colegiului Ion Maiorescu nu lucrează nici măcar un muncitor. Licitația din 22 august a fost suspendată și se așteaptă să se reia din nou toate formele legale de reîncredințare a lucrării.